Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 13 mai 2022 și am zis să fac un filmuleț cu colonia care a intrat în frigul roitului, care am filmat-o și să vedem cum arată ea după câteva zile, după ce am făcut lucrarea de a opri roirea, să zicem. Ia să vedem. O luat pe la picioare, dar n-am făcut fum de data aceasta. Și să vedem ce s-a întâmplat în vreo 6 zile de când am descoperit-o și vreo 5 zile de când i-am făcut lucrarea. Efectul, în mod normal, se vede la, să zicem așa, efectul lucrării în 10 zile. Dar vom vedea. Vom găsi, dar doar rame goale. Una singură are cucuiet, cel puțin așa am lăsat eu la data respectivă. Văd că aici avem puier larvar. Acesta e un semn bun, dacă avem puier larvar aici. Să văd cum s-a tras matca. Da, sunt ouă aici. Se pare că a început matca să ouă și a apărut și puietul larvar, deci a depus ceva, o să pun pe exact cum a gândit ea. O să-i pun puietul. Odată ce a început să depună matca ouă, ea o să repornească, să zicem așa. Tot puietul, adică majoritatea puietului a plecat în alte colonii. Aici are hrana. Pare tot în regulă. Această metodă este una dintre care se poate folosi în caz că ai unde să împarți puietul. Dar vom putea găsi încă boci, fiindcă încă nu este ieșită din friguri, normal, durează acest lucru până iese din friguri. Aici sunt ceva boci, dar văd că una este roasă. Sunt boci de pe trântori. Probabil au fost trase atunci în căldurile alea mari. Aici nu mai e. Odată la 5-6 zile te uiți așa la ea, a avut și ceva foi lăsate, dacă au crescut ceva la ele, să zicem că se împarte albina. Una vrea să roiască, încă una nu. Până la urmă o să-și revină, dar durează. Durează. Aici am accidentat eu fagurele, încă nu porniți 100%, dar au construit un pic. Voi verifica fiecare cupulă, botcă, ce zăresc. Da,
ieși aici larva. Deci încă tot cu gândul la roiță. Bun. Noi nu prea avem ce să facem. Asta e rolul naturii, să se înmulțească, să perpetueze specia. Sunt unele colonii mai roitoare, altele mai puțin roitoare. Eu totuși sper să-și revină și să pornească treaba. Totul depinde de albină cum va hrăni matca. Dacă matca va fi din nou hrănită abundent, atunci sperăm să își revină. Iată aici, a băgat miere zilele acestea. O ramă plină cu miere, fiindcă acum nu prea mai are, nu mai cară polen. În schimb, a adus miere, o să o și căpăcească pe această ramă. Cum am zis, verific fiecare urmă de botcă. Aici nu avem nimic. Bun, acum o să mut lada. Am ajuns la jumătate. Și facem schimbul de lăzi. Aici am lăsat o scândură la începuturi. Da, nu-i nevoie de ea. E un plus. Bun, acum să mutăm. Să mutăm, mă tot gândesc în care parte să mut. Hai că mut în partea aceasta. O așezăm. Așa. Totul este în regulă. Am pus și colector exterior. Să schimbăm un pic camera acum. Bun. Și continuăm cu ramele. Aceasta este rama cu puiet care i-am lăsat-o. Mă uit după boci. Mai este, da. Numai că de aici a început matca să mai zic eu acum, nu știu sigur. Albina încă continuă. E și normal acum, ce să... Greu iese din friguri. Cât de... Și procesul de a intra în friguri e destul de lung. Noi observăm doar în momentul în care apar bocile, dar el apare cu ceva mai repede. Chiar ești curios dacă voi reuși să opresc. Dacă nu, o să-l împart în două, dacă nu vrea până la urmă să iasă din friguri. În acest caz, fiindcă e o matcă roitoare, o să o eliminăm și punem boci în locul ei.
facem două unități biologice. Da, îi mai dau încă o șansă să vedem, poate își revine. Poate. Spațiu ar avea. Spațiu ar avea, da. Nu știu care e, să zic așa, gândirea acestei colonii. Poate acum că am schimbat și lada, o să fie mai îngăduitoare, da? Cum am zis, albina decide. Eu consider că albina decide acest lucru, fiindcă ea hrănește matca. Dacă nu hrănește matca, matca nu va depune ouă. Eu așa am ajuns la concluzie că albina decide acest lucru de a roi. Și genetica e de la matcă, normal. Matca e roitoare, așa se zice. Aici avem niște boci de proastă calitate. Mătcuța e aici. Încă albina tot păroit este, deci în 5 zile. Vom vedea peste încă 5 zile ce se va întâmpla. Va porni sau nu va porni? Cam așa îl verific, din 5 în 5 zile, în caz că scapă vreo botcă, măcar o să o văd la când este căpăcită. Încă este în stand-by, adică în zona în care nu face nimică. Este în zona în care încă albina nu face nimic, încă n-a pornit. Dacă va porni, va fi o colonie foarte frumoasă, adică vă dați seama, are foarte multă albină. Dar aceasta se va transforma în culegătoare. Dar vom vedea. Bun, eu nu mai lungesc filmul, că nu are rost. Nu am ajuns la concluzia care este simplă. Încă este în frigul, după 5 zile de la luarea puietului. Chiar dacă iei tot puietul, matca va depune câteva ouă și acolo va face boci, dacă chiar dorește. Bun, cam asta este. Eu o să vă țin la curent ce se va întâmpla cu această colonie. Până data viitoare, numai bine!